Ce faceți bani și bine am găsit la un nou episod, unul mai scurt cei de cred, dar totuși am de gând să vorbesc despre teaserele pentru jocul Funaf Into the Pit, deoarece pe pagina de Steam a acestui joc ne-au fost afișate niște teasere ce par destul de interesante cei de unele mai vechi, altele mai noi, dar ce contează e pe le avem. Da, înainte de a începe să vorbim despre ele, nu uitați să spulberați acel buton de like, pe bune, nu uitați, adică sunt extrem de mulți care uită, vorbesc la modul cel mai serios posibil și imposibil și nu uitați nici să vă abonați, activând clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce, ce postez și asemenea, să lăsați și un follow pe Insta. Așadar, fără alte cuvinte, luați-o popcorn și să-i dăm drumul. Primul teaser ne prezintă, bineînțeles, pe Oswald, fugind de demonul springboard într-o cameră cu multe arghii mașinuri și sincer mi se pare incredibil cum acea pizzerie veche are atâtea chestii în ea, mai multe de zis despre teaser, e bine nu, dar motorul pare a fi destul de interesant pentru că noi ajungem în parți în service și vedem ceea ce pare a fi un animator în Freddy Fazbear cu o singură mână, mărind luminozitatea nu vom vedea nimic, au, wow, pentru că am gândit că poate ascunde ceva, deși mă întreb, Oare e același Freddy cu cel de peșină sau să fie o altă variantă de asta, așa cum pare să fie și în minigame-ul când Charlie moare, unde vedem acolo un Freddy de Family Diner, un Freddy Fazbear? Dar trecând la următorul teaser, vom putea remarca o imagine cu demul Spring Bonnie, ce pare că ne-a găsit într-un dulap similar cu secvențele cu Nightmare Foxy din FNAF 4. Nu sunt prea multe de comentat aici, de ce altă poză nici nu mai zic, pur și simplu o în fața pizzei Jeff Pizza. Dar totuși vedem după un teaser în care ne aflăm într-o casă, fiind bugăriți de demult prin bonii, noi putem observa și un calendar cu luna în care se petrece jocul, adică august, mai multe despre acest teaser, păi, nici special sincer, dar următorul chiar ne arată ceva. Dar adică Bonnie ieșind de sub masă, el având ochii roșii. Să fie oare controlat de afton sau poate chiar infectat agonie? Păi vom vedea ce să zic, aici e una din două sau chiar ambele, deși interesant că agonia pare să fie implicată în jocul Into the Pit, și chiar am putea afla mai multe despre efectele sale. Mai apoi avem acest teaser cu demnul Spring cum ne atacă, dinții săi fiind extrem de ascoțiți, iar în afară de faptul că e extrem de creepy și că bagă anxietatea în orice punct, pai nimic de zis. Dar după avem un teaser cu Chica care are ochii mov. Sprim bonii fiind în spate, deși acei ochi ar fi oarecum asociați cu vișta dar totodată s-ar putea să nu aibă treabă. Ideea e că nu există o origine clară pentru acel demon, dar nu pare a avea lucruri în comun cu Glistrap cei de, deci în această situație ochii cred că vor să arate cu totul altceva. Deci vom vedea atunci, nu am nimic mai mult de zis, dar mai avem după încă un teaser cu Spring Bonnie și Oswald în acea casă, probabil aceea fiind chiar casa lui Oswald, dar totuși nimic de discutat sincer, nimic de zis nici de teaser următor în afara faptului că Spring Bonnie arată mișto, dar după, ei ne prezintă ceea ce pare a fi camera lui Oswald. Asta dacă într-adevăr e casa lui și nu o casă din acea mintie unde a călătorit. Dar acea poză îmi dă un anume vibe de FNAF 4, pentru că jucările lui Osol sunt chiar similare cu ce se regăsea în acea casă. Mai e și o mâță în pat, dar mă rog, nu contează asta și nu știu ce alte lucruri ar trebui să mai zic pentru că nu e clar universul în care se petrece jocul, dar indirect pare să fie o legătură cu jocul FNAF 4, dacă înțelege ce zic pe care o voi dezbate mai mult când va apărea jocul. Iar în final, în ultima poză, îl vedem pe Oswald alături de costumul de Golden Freddy și câteva postere, printre care unul cu Balumboi și unul cu Fredbear, fiind acolo Fredbear având pălăre și papionul de culoare neagră și chiar un calendar unde de data asta e luna iunie și scrie anul 1985. Nu înțeleg sincer de ce altă lună, poate scenele din pizzeria aceea sunt în iunie, iar cele din casă sunt în prezent. Asta ar explica multe, dar acel fedber care arată ciudat compromite și mai mult acest joc a fiind Ken pentru celelalte sau mă rog, depinde cum vei să o iei. Bine, nu arată neapărat ciudat, dar voi exemplu, simplu diferit. În fine, vom vedea cum va ieși. Nu stau să o mai complic, am pula acum. De menționat că mai avem și un mini Freddy cu ochi albaștri lângă osul, ceea ce îmi dă un mic vibe de Lonely Freddy din cărțile Fastball Freddy, adică un Freddy mai mic ce te poate pune pe tine în corpul lui și pe el în corpul tău. ce drept în cărțile mai mare, dar nici nu bag mâna în foc că ar fi el, pur și simplu sunt mai multe chestii de discutat aici, de ce mâine de văzut ce concluzii vom trage când o să iasă jocul, fiindcă momentan nu prea am ce să zic în mod special. Dar oricum, eu sper că v-a plăcut acest episod, iar dacă a fost așa și mai vezi vă de gen, nu uitați să acel buton de like, să vă abonați, activ în pentru a fi la cont tot ce postez și la prieteni voștri, follow-up, să vă de discut. Am fost Raimer, ne mai auzim.